Timișoara a sărbătorit deschiderea al 100-lea magazin. Deci, în localitățile din Republica Moldova, deja au apărut 100 de nuclee de manipulare și recrutare a electoratului ieșuat social și economic, care pentru o schitcă de 10-15% la unele produse, la urnele de vot vor face o prostie mai mare ca dânsii. Principalul figurant în dosarul furtului miliardului se pregătește activ de alegerile parlamentare. Campania se desfășoară atât în Republica Moldova, cât și peste hotarele ei. Și chiar dacă peste hotare diaspora nu-i agrează și diasporile ei în silă să-i audă și să-i vadă, pentru Marina Tauber și echipa Partidul Șor nu contează. Mutra pirojoc și scopul scuză mijloacele. Sub crâșa lui Plahotniuc mergem cât este de mers. Pe urmă vom vedea. Un grup de oameni rătăciți care caută mijloc pentru a căpăta electorat și pătrunde în Parlament. Cum vedem, bani au destui ca să se ocupe serios de această treabă. Magazinele sociale pline cu produse, cadouri pentru aderanți la acest partid, concerte pentru diasporă, etc., etc. Din câte vedem, trăiește fără să aibă vreo restricție și fără ca măcar cineva de la guvernare să le facă vreo observație. Ba din contra, televiziunile lui Plahotniuc pe lângă toate le mai face și reclamă. Deputații din Parlamentul European care au participat la evenimentul organizat duminică de Ilan Șor au fost huiduiți și atacați cu peturi de către simpatizanții platformei DA, cei ai PAS și PLDN. Doar partidele de opoziție văd și își fac griji pentru ceea ce se petrece în societate și de faptul cum principalul figurant din dosarul furtului miliardului trăiește cu bant la gât. Mă refer la opoziția reală, Dodon, cu calitatea sa de președinte, și socialiștii, cea mai mare fracțiune parlamentară. Ca și democrații nu-i auzi pe nicăieri să spună că Partidul Șor îi deranjează cu ceva. Dodon, ca președinte, ar putea ridica întrebarea folosirii simbolicii de Partid Șor în unitățile comerciale. Tace. Tace chiar dacă știe că acest partid rupe anume din electoratul PSRM. La fel tace și fracțiunea PSRM din Parlament. La drept vorbind, ei declară Șor e hoț, Șor la pușcărie, Șor a finanțat, dar acestea sunt doar declarații. În realitate, nu întreprind nimic ceva serios care le-ar face pe Șor și oligarh să retrăiască. Cum credeți? Dacă ar fi o concurență loială între partide, ar tolera Dodon cu PSRM aceste încălcări? Desigur că nu. După ce acest proiect va da rezultate planificate, coordonatorul cu siguranță va modifica legea și va interzice folosirea simbolicii de partid în unitățile comerciale. Apropo, deputatul Partidului Liberal, Roman Boțan, cu câteva luni în urmă, a înaintat un proiect de lege în Parlament, unde s-a propus introducere restricției la folosirea simbolicii de partid în unitățile comerciale, dar nu a fost susținut. Este de fapt problema. Asistăm la situația în care consumatorii sunt puși în direct unei publicități politice neoneste, iar promovarea, inclusiv gratuită, a denumirii simbolurilor de partid în cadrul unităților comerciale devine o practică vicioasă și prezentă în Republica Moldova. La moment este vorba de partidul politic Șor, dar nu este exclus că mâine vor apărea și alte partide care vor utiliza sigla partidelor politice în magazine alimentare. Mulțumim frumos! Dacă nu sunt alte opinii în privința acestui subiect, voi supune votului cine este pentru introducerea pe ordinea de zi a proiectului numărul 324 din 20 octombrie 2017. Rog frumos să vă pronunțați prin vot. Nu a fost susținută propunerea. Vă mulțumim foarte mult. De ce? Se pune întrebarea. Dar cine la noi în Parlament constituie majoritatea? Democrații. Iată și răspunsul. Vorba aia din latină. Is fecit-o cui prodest. Ceea ce înseamnă că a făcut-o cui îi folosește. Azi Șor trebuie. Azi el este. Mâine nu va trebui. Mâine nu va fi. Prin urmare, Partidul Șor cu o mare probabilitate va accede în Parlament pe seama celor care sunt nevoiți să se alimenteze în magazinele sociale. Ca să preiei puterea în stat este nevoie de o majoritate parlamentară, 51 de deputați. Democrații speră să formeze această majoritate cu ajutorul deputaților independenți, în ghilimele. Și Partidul Șor, Partidul Socialiștilor, este cel mai mare cos pe care îl are Plahotniuc. Acest partid îi va asigura o bătrânețe liniștită. Desigur, dacă noi le vom permite. Dar cum vedem în ultimul timp, ratingul PSRM-ul scade, chiar dacă sondajele le indică o stabilitate, dar noi nu credem în aceste sondaje. Avem experiență și știm că la unii datele sunt umflate, iar la alții coborâte. Ca la urmă pot să le recomand viitorilor alegători care sunt nevoiți să se alimenteze în magazinele lui Șor. Oameni buni, luați totul ce vi se dă, fiindcă oricum totul este al vostru. Dar nu-l votați pe Șor și partidul acestuia. Locul lui nu este printre noi, mai ales în Parlament.